Binecuvântat să fie în numele Domnului Iisus Hristos, iubiții noștri frați și sori, vă binecuvântăm în numele Domnului Iisus Hristos în fiecare în parte și mulțumim în numele Domnului Iisus Hristos că avem acest prilejul să stăm adunați în fața cuvântului, glorificat să fie Domnului. Iubiții mei frați și sori, avem astăzi invitat pe fratele Eraj din, pastor fratele Eraj din India, sora Oltea Hozan din Statele Unite ale Americii, fratele Eugen din România și Daniel din Suedia, eu. Și iată-ne, dragii mei, toți adunați în jurul cuvântul Domnului Iisus Hristos, binecuvântat să fie în numele Lui. Mulțumim frumos că ce avem acest prilejul. Avem această bucurie să stăm în prezența Domnului. Și probabil că și dumneavoastră, ca și noi, ca și noi ceilalți, ați ajuns de la casele de adunare, fiecare în parte, acum și ați simțit bucuria lui Dumnezeu revărsată peste fiecare biserică în parte, din bisericile de unde dumneavoastră aparțineți. Alții care au fost de dimineață la biserică și care au fost de după masă la biserică, noi din Europa, am fost și după masă la biserică și noi acum am terminat. Sora Oltea de-abia acum la programul de dimineață la ei în Statele Unite s-a terminat. La dânsii de-abia acum e ora 12 ziua. Și fratele Raș care e noapte la dânsii au terminat și ei programul de adunare. Desigur că da. Și iată-ne acum strânși în jurul cuvântului și dorim ca bucuria lui Dumnezeu să se reverse în continuare peste noi. Dorim să binecuvântăm fiecare persoană în parte cu harul și pacea Domnului, dragi mei. Vă urăm o zi binecuvântată. Vă urăm să stați alături cu noi, să vă deschideți inima, dragi mei, să ascultați cuvântul Domnului în seara aceasta. Și cu ajutorul Domnului, dragi mei, frați și sori, vom înălța rugăciune înaintea Domnului, dragii mei frați, și ne vom ruga Domnului pentru ca Dumnezeu să reverse cu binecuvântarea Lui cea mare peste noi, peste fiecare în parte, peste cuvânt, peste cântare, peste rugăciune. El să asculte fiecare rugăciune în parte pe care se va înălța înaintea Domnului în seara aceasta, dragii mei. Noi nu avem niciun merit. Suntem conștienți de lucrul acesta, căci noi nu avem niciun merit, dragii mei, dar prin dragostea și bunătatea Lui cea mare avem trecere prin Iisus Hristos, Domnul. Prin jertfa de la Calvar, noi am fost numiți copii a Lui Iisus Hristos. Tu, dragul meu, și eu, noi fiecare în parte suntem copiii lui Iisus Hristos. Fratele Raj este copilul lui Iisus Hristos. You are the child for the Jesus, brother Raj. Everybody from this world who go in the back for the Lord is the child for the Jesus. Toți aceia care urmează pe Dumnezeu sunt copii al lui Dumnezeu, dragii mei. De aceea și fratele Raj este copilul lui Dumnezeu și el face parte din această mare biserică a lui Iisus Hristos, slăvit să fie numele Domnului. Fratele Eugen la fel, el este copilul lui Dumnezeu. Și ca orice copil, dragii mei, venim în fața Tatălui Ceresc și chemăm pe el ca să-și facă simțită prezența în mijlocul nostru în seara aceasta. Și ne vom ruga pe rând fiecare, dragi mei, și vom cere de la Dumnezeu ca Dumnezeu să ne umple cu har, cu Duhul lui Cel Sfânt și să binecuvinteze întreaga lucrare ce se va desfășura în seara aceasta pe platforma Mesagerii Trezirii, dragi mei. Și facă ca Dumnezeu să facă o trezire cu adevărat în mijlocul nostru. Amin. Frate Eugene, te rugăm frumos să aduci o rugăciune înaintea Domnului, după care sora Oltea, după care fratele Raz în engleză și eu în românește și Domnul să ne binecuvânteze pe fiecare în parte.
Tatăl nostru care ești în cer, cu mulțumire și cu recunoștință venim înaintea Sfințeniei tale să-ți mulțumim că și în aceste clipe te putem lăuda și glorifica pentru că Tu ești Dumnezeu nostru, Salvatorul nostru, ești acela care ne cunoști inima, sufletul, ești acela care ți-ai dat viața pentru noi, iar noi venim înaintea Sfințeniei tale să-ți mulțumim pentru jertfa ta, pentru dragostea ta, pentru bunătatea ta și pentru că Tu ești Domnul și Mântuitorul nostru. Îți mulțumim, Doamne, încă o dată pentru jertfa ta și te rog să ne binecuvintezi și să ne ajuți, Doamne, ca să împlinim cuvântul tău și să fim plini de tine. Umple-ne pe toți cu puterea ta, umple-ne pe toți cu Duhul tău cel Sfânt și fă ca inimile noastre să te laude, să te preamărească și să-ți mulțumească. Binecuvântează părtășia din această seară, binecuvântează frații, surorile, binecuvântează, Doamne, cântările, îndemnurile, cuvântul Tău, Doamne, și totul să fie pentru slava și gloria Ta. Amin. Amin, amin, amin. Soră, rugăm să aduci o rugăciune înaintea Domnului și dumneata. Tatăl nostru care ești în cer, slăvim și binecuvântăm numele Tău. Îți mulțumim pentru dragostea Ta cu care ne-ai iubit-o, Doamne, să mulțumim și pentru această oportunitate care ne-ai dăruit-o, Doamne, să fim aici, Doamne, împreună, Doamne, în unitate, Doamne, pe această platformă, să lăudăm numele Tău, Doamne. Îți mulțumim pentru dragostea Ta care ne-ai iubit-o, Doamne, indiferent de culoare, indiferent de rasă, indiferent de limba care am vorbit-o, Doamne. Prin Duhul Tău cel Sfânt avem aceleași simțiri, Doamne, că și Tu ne înveți scripturile, Doamne, Tu ne înveți dragostea, Tu ne înveți să rodim prin Duhul Tău cel Sfânt, o Doamne. De aceea îți mulțumim că și ne-ai înfrățit pe toți în dealul Golgotei și chiar dacă n-am fi avut șansă niciodată să ne cunoaștem așa fizic cu frații și surorile cu care ne-ai unit, o Doamne, dragostea Ta, îți mulțumim că și ne-ai dat această oportunitate, Doamne, chiar și prin intermediul internetului, să putem să avem părtășie împreună, să împărtășim din dragostea Ta, Doamne, și pentru cei care nu Te cunosc pe Tine, Doamne. Îți mulțumim și Te rugăm să binecuvântezi-o, Doamne, platforma aceasta, să binecuvântezi-o, Doamne, pe fratele Daniel și familia lui, să binecuvântezi, Doamne, pe fratele Gabi și sora Mira și familia lor, să binecuvântezi, Doamne, pe fratele Eugen și familia lui și toți cei care îl slujesc aici pe această platformă. Te rog să ne binecuvântezi și pe noi, Doamne, și familia noastră, pe păstorul Ra și familia lui, lucrarea care se face în India, Doamne, și să lucrezi pentru poporul hindus, Doamne, ca ei să se întoarcă la Tine, adevăratul Dumnezeu și singurul Dumnezeu, și să Te recunoască pe Tine ca Domn, Stăpân și Mântuitor, Iisus Hristos, Domnul vieții. Te rog să binecuvântezi mai departe lucrarea care se face, Doamne, Iisus, în toate Te lăudăm pe Tine, Doamne, și preamărim numele Tău, Doamne, fie ca binecuvântarea Ta, Doamne, și tămăduire să fie peste cei care așteaptă vindecare în trupuri, Doamne, să elibereze, Doamne, pe cei care sunt împovărați și legați de diferite legături, Doamne Iisuse, și fiecare dintre noi să putem să simțim prezența Ta, Doamne, și dacă vor fi prieteni care nu Te cunosc pe Tine încă, Doamne, și poate nu înțeleg ce se petrece, Doamne, locul acesta sau pe alte platforme, Doamne, Te rugăm prin Duhul Tău cel Sfânt, Tu să Te revelezi, o Doamne Iisuse, Tu să stai de vorbă cu ei, Doamne, să le cercetezi inimile, Doamne, și să lucrezi pentru mântuirea sufletelor lor, o Doamne, pentru toate binecuvântăm numele Tău și Te preamărim pe Tine, Tată, prin Domnul Iisus Hristos și Duhul Sfânt. Amin. Amin. Brother Raj, you can pray. And I'll translate. To Lord for today, for Holy Spirit to come to us and to bless him. Amen. Frate Raj, te poți ruga pentru noi ca Dumnezeu să vină cu putere peste noi, peste fiecare parte. Bun venit, frate Croitorul, Domnul să te binecuvânteze, rămâi aici alături de noi. Domnul să binecuvinteze, am văzut că sunteți intrați și vreau să ne bucurăm împreună. Domnul să fie slăvit. Amin. Frate Raj, you can pray. Thank you. Heavenly Father, we worship, we glorify your name a lot. Tată Ceresc, ne închinăm înaintea Ta și glorificăm numele Tău, Doamne. Abba, we surrender ourselves in your precious hand. Da, Ava, ne încredințăm pe noi înșine în mâinile Tale prețioase. Lord, we give glory and honor to you because through the Jesus Christ you give us a new life. Și îți dăm glorie și onoare ție, Ava, căci prin Domnul Iisus Hristos ne-ai dat o viață nouă.
Through the blood of Jesus Christ, you wash us for our all sin. Și prin sângele Domnului Iisus Hristos ne-ai spălat de orice păcat. Lord, I pray for this broadcast, O Lord. You bless this ministry and our brother Daniel and his family, and then brother Abby and his family, Sister Olte Hogan for her family, and then other brothers, O Lord, they are doing the ministry part. You continually bless each and everyone. Și te rugăm, Tată, să binecuvânteze lucrarea aceasta, Doamne, care se face aici, Doamne, să binecuvânteze pe fratele Daniel și familia lui, fratele Gabi și familia lui, Doamne, să binecuvânteze și pe mine și familia mea, Doamne, și ceilalți frați care slujesc aici pe această platformă. Lord, bless all those brothers and sisters, they are watching us, the different part of the world, and they are continually share this live video to other places and other groups. Și te rugăm să binecuvântezi și ceilalți frați și surori, o Doamne, care ne urmăresc, o Doamne, live și cei care distribuie, Doamne, acest live video pe alte grupuri și în alte părți, o Doamne. Lord, we are believing your word because we've written inside in the Bible two or three gather in with your name and your mightily presence with them. Lord, we are believing your promises and Lord, we are believe and we feel the presence of the Lord with us tonight. Da, Doamne, noi credem promisiunile tale, căci ai spus, unde sunt doi sau trei adunați în numele tău, tu ești prezent acolo, Doamne, și noi credem că ești prezent aici cu noi și simțim prezența ta, Osana, aleluia. Thank you, Almighty God, you are listening our prayer. Și îți mulțumim a tot puternicului Dumnezeu. In Jesus' mighty name we prayed. Și în numele mareț al Domnului Iisus Hristos ne-am rugat. Amin. Amin, amin, amin. Frate Croitoru, te rugăm în numele Domnului Iisus Hristos să și duci și tu o rugăciune înaintea Domnului și Domnul să te binecuvinteze, te reverse cu har și îndurare. The brother, reverend pastor Croitoru, pray to you to the Lord, to can Lord bless unto us, and God bless you, brother pastor Mircea Croitoru. Doresc pe toți bunul Dumnezeu să ne binecuvinteze. Mă bucur că ne-am întâlnit la părtășie și așa cum spune cuvântul Domnului, ori de câte ori ne întâlnim, părtășia noastră este cu Tatăl și cu Fiul Său Iisus Hristos, Domnul nostru. Amin. Mă bucur să îl văd și pe fratele Raj, Camar. Mă bucur să o salut pe sora mea, Oltea. Ea locuiește la câteva sute de mile de Atlanta. Ne cunoaștem de mai mulți ani de zile și acum ne bucurăm să ne vedem și pe live. Am fost de mai multe ori în Arkansas, acolo unde sora Oltea locuiește și slujește în Biserica Betania din Arkansas. Și ne bucurăm de slujirea ei și pe live-urile pe care le face împreună cu platforma Mesagerii Trezirii, pe alte live-uri pe care am mai văzut-o și am întâlnit-o și doresc pe toți bunul Dumnezeu să ne binecuvinteze. Amin, amin. Doresc ca bunul Dumnezeu să-l binecuvinteze pe fratele Daniel, pe fratele Eugen și pe toți cei ce slujim pe această platformă sau pe orice live sau în biserică, sau chiar pe stradă, dorim ca binecuvântarea Domnului să fie și să rămână cu noi. Amin. Amin, amin. Dorim să ascultăm în continuare și apoi ceea ce... Frate Mircea, te invităm să ridici o rugăciune înaintea Domnului, ca Domnul să binecuvânteze seara aceasta. Domnul să-ți dea putere. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, în această dupămasă, împreună cu frați și cu surori, suntem, o Doamne, pe acest live, pe această platformă Mesagerii Trezirii și te rugăm frumos, Doamne, pe toți să ne binecuvintezi. Îți mulțumim, o Doamne, de oportunitatea de a vesti Evanghelia. Îți mulțumim de oportunitatea de a-ți lăuda numele Tău, cel mare și sfânt. Tu ești cel care meriți toate lucrurile.
Și de aceea și noi împreună toți îți proslăvim numele Tău prin ceea ce dorim să facem. Vrednic ești, Doamne și Dumnezeul nostru, să primești slava, cinstea, puterea, căci Tu ai făcut toate lucrurile și prin voia Ta stau în ființă și au fost făcute. Te rog, Doamne, să binecuvintezi frații și surorile care vor aduce cântări de laudă spre slava numelui Tău. Nu nouă, Doamne, nu nouă, ci numelui Tău dăm slavă. Te rog, Doamne, să binecuvintezi cuvântul Evangheliei. Te rog, Doamne, să lași o ungere proaspătă și Duhul Tău cel Sfânt să ne călăuzească în tot adevărul. Binecuvintează vestitorii Evangheliei Tale, Doamne, pe cei ce vor vorbi și vor proslăvi numele Tău prin cuvânt. Te rog, Doamne, să lași o ungere proaspătă, o ungere prin Duhul Tău cel Sfânt, că atunci când oamenii vor auzi cuvântul Evangheliei, să se întoarcă la Tine, Doamne. Binecuvintează vestitorii care aduc vestea bună a împăcării omului cu Dumnezeu. Amin. Binecuvintează toată lucrarea care se face, Doamne, pe toți acei care sprijină această lucrare de propovăduire a Evangheliei. Amin. Și de proslăvirea numelui Tău. Pentru toate lucrurile, Doamne, îți mulțumim în numele Domnului Iisus Hristos și prin Duhul Sfânt. Amin. Amin, amin. Tată Dumnezeule, Tată Sfânt din ceruri, iată ne venim în seara aceasta, Doamne Dumnezeule, adunați în jurul cuvântului Tău. Cerem de la Tine prezența Ta în mijlocul nostru, Doamne, căci Tu ai spus că unde sunt doi sau trei și Tu vei fi prezent, Iisuse, Doamne. Iisuse, Tată Sfânt din cerul, știm că Tu ești prezent în mijlocul nostru. Prin Duhul Tău cel Sfânt, Te rog frumos, Iisuse, Doamne, să lucrezi în dreptul inimilor fiecărui persoane în parte, Doamne, care sunt pe live cu noi, Doamne Iisuse, cei care vor vedea și în reluare, Doamne Iisuse, Tu să binecuvintezi fiecare făptură, Tată Sfânt, Te rog frumos. Binecuvântat să fie numele Tău, Doamne, îți mulțumesc, îți mulțumesc, îți mulțumesc, Doamne Dumnezeule, că ești Tu pui în plan fiecare lucru în parte, Te rog frumos, Doamne, să lucrezi prin servii Tăi, Doamne, din seara aceasta, Doamne, prin fiecare serv în parte, Dumnezeule Tată, întărește pe fratele Eugen în cântare, Doamne Iisuse, de înțelepciune lui sora să poată să traducă fiecare cuvânt, Doamne, ce va fi rostit, Iisuse, Tată. Ai milă de fratele Raz, Iisuse, Doamne, umple-l cu puterea Duhului Tău cel Sfânt, Te rugăm frumos, Iisuse, Doamne. Binecuvintează pe fratele Croitorul, Doamne, Iisuse, Te rog frumos. Și dă-ne putere să avem o inimă deschisă, să putem să ascultăm cuvântul Tău, fiecare în parte, Doamne, în seara aceasta, să ne luăm hrană duhovnicească de la Tine, Iisuse, Tată. Binecuvintează-mă și pe mine, Doamne, Iisuse, Te rog frumos. Întărește-mă, dă-mi putere, Doamne, să stau aproape de Tine. Ajută-mă să Te slujesc până la capăt. Iartă-mi, Doamne Iisuse, păcatele, Doamne, care le fac înaintea Ta cu voie sau fără voie, Doamne, Te rog frumos. Fie-ți milă de mine și îndură-Te, Tată, dă-mi plinătatea Duhului Tău cel Sfânt, Iisuse, ajută-mă să stau aproape de Tine. Te lau și Te cinstesc, Te binecuvântez. În mâna Ta înmânez, Doamne Iisuse, pe fiecare care suntem aici prezenți în slujire, Doamne. Și la picioarele Tale, Iisuse, rămânem ascultători. Te lau și Te cinstesc, Iisuse Sfânt, glorificat să fie numele Tău, Tată, Fiule și Sfântule Duh, în veci de veci. Amin, 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 amin. Binecuvântat să fie numele Domnului Iisus Hristos, iubiții noștri, frații, surori. Iisus Hristos este prezent aici. Slăvit să fie numele Lui. De aceea vă invit, dragii mei, pe fiecare în parte să ne deschidem inima. Și am o rugăminte la fratele Croitorul să nu se supere. Vrem ca fratele Raj să aibă cuvântul înainte, pentru că la dânsi este ora 12 și ceva noapte, aproape 1 noaptea în India. Și la dumneavoastră încă este ziua, mai puteți aștepta un pic să nu vă supărați. Și vom lăsa pe fratele Raj să aibă cuvântul, ca el după aia să se poată retrage și după aia Domnul
să o rânduiască mai departe cuvântul Domnului prin gura dumitale, dragul meu frate Croitoru, și Domnul să fie slăvit. Acum, dragul meu frate Croitoru, tu ești mai de acasă, dă-mi tate, întâi tate musafirilor, slăvit să fie numele Domnului Iisus Hristos, glorificat să fie numele Lui. Iubiți Amin. Frate, frate Daniel, nici o supărare, eu am intrat că v-am văzut de drag. Slavă Domnului, slavă. Că am înțeles un verset din Scriptură și cu care vă las să continuați. Ori de câte ori, doi sau trei, sunt adunați de dragul Domnului Iisus Hristos, sau cu alte cuvinte, în altă traducere, în numele Domnului Iisus Hristos, Domnul este prezent acolo. Și ne bucurăm de fratele Rai sau Ray, cum spunem noi americanii. Domnul să-l binecuvinteze. God bless you, brother Ray. Raj. Brother Raj. Raj. Ok, în engleză un pic e diferit, dar ok, ne obișnuim. Brother Raj, God bless you. Dorim ca Domnul să îl binecuvinteze și să continuăm. Amin. Amin. Da, da, iubiții mei, fraților, ne bucurăm în... Vreau să vă spun, iubiții mei, care sunteți pe live, să știți o singură problemă. Eu nu am plănuit nimic. Nu știam nimic. Dar Dumnezeu lucrează într-un mod minunat. El cunoaște mai bine toate tainele, slăviți să fie numele Domnului. Nu știam că va intra fratele Creitorul cu noi, nu știam de fratele Eugen cu noi, știam doar de fratele Ra și de sora, dar mulțumesc Domnului Iisus Hristos că au venit și aici cu noi. Și așa cum spune și fratele Creitor, da, ne bucurăm. Ne bucurăm să fim împreună, să fim, să fie Domnul. Mă repet iară, dragul meu frate, Raj, iată-ne din trei părți ale lumii adunați în numele Domnului Iisus Hristos, sub un singur nume, Iisus. Tu, dragul meu frate, din continentul asiatic, India, dincolo de peste ocean, fratele Mircea și cu sora Oltea, și din Europa, eu și cu fratele Eugen, iată-ne, din trei colțuri ale lumii, Hristos ne-a unit împreună. Glorie lui Dumnezeu! Slăvit să fie numele Domnului Iisus Hristos! Frate Eugene, Domnul să-ți dea putere, te ascultăm cu o cântare, Domnul să te întărească, după care voi cânta și eu o cântare și Domnul să-mi dea putere și mie, și vom permite fratelui Raj să intre în cuvântul pe care Dumnezeu i l-a pus pe inimă, să-l împărtășească cu noi. Iar noi, iubiții mei, fraților, Dumnezeu să ne deschide inima la fiecare în parte, dragii mei, să putem să primim din partea Domnului Iisus Hristos tot ceea ce Dumnezeu ne va da în seara aceasta, prin gura fratelui Raj, prin gura fratelui Mircea, prin gura mea, prin fiecare gură în parte pe care Dumnezeu o va folosi în seara aceasta, Dumnezeu să lucreze prin cântare, să alunge orice duh care va încerca să tulbure în seara aceasta această lucrare sau care va încerca să facă un rău în dreptul la dumneavoastră care sunteți acolo pe live. Orice duh să fie alungat, dragii mei, slăviți să fie numele Domnului, să scuze. Frate Eugenie, te ascultăm. Slăviți să fie Domnul. Amin, amin. Am salut pe Domnul cu cântarea Mare Dumnezeu avem. Thank you.
Dumnezeu ave. Mare Dumnezeu ave. El vindecă orice boală și pune balsam pe rană. Mare Dumnezeu ave. El vindecă orice boală și pune balsam pe rană. Mare Dumnezeu ave. Mare Dumnezeu ave. Mare Dumnezeu ave. Te ridică, te întărește, pentru cer te pregătește. Mare Dumnezeu ave. Te ridică, te întărește, pentru cer te pregătește. Mare Dumnezeu ave. Că Iisus îmi dă speranță. Mare Dumnezeu ave. Eu îl simt în a mea viață, că Iisus îmi dă speranță. Mare Dumnezeu ave. Până când El va veni, până când El va veni, să-i dăm viața lui Hristos, în El să trăim frumos și să nu rămânem jos. Să-i dăm viața lui Hristos, în El să trăim frumos și să nu rămânem jos. Mare Dumnezeu ave. Mare Dumnezeu ave. El vindecă orice boală și pune balsam pe rană. Mare Dumnezeu ave. El vindecă orice boală
și pune balsam pe rană. Mare Dumnezeu, amin. Amin, amin, amin. Domnul să le binecuvinteze. Mare Dumnezeu avem. Slăviți să-i fie numele Domnului Iisus Hristos. Glorie lui Dumnezeu. Acest mare Dumnezeu merită lăudat. Glorificat să-i fie numele Lui în veci. Binecuvântat să-i fie numele Lui, glorie Lui. Noi rătăceam în lumea mare, ai murit în locul nostru, unde să fii glorificat. Dar a venit Iisus în lume și viața pe El ne-a scăpat din groapa morții, unde să fii glorificat. Ci se cuvine toată cinstea, ce ai fost în junghia, căci ai murit în locul nostru, unde să fii glorificat. Cine a crezut că să fii tu, Doamne.
glorificăm. Mulțumim ție, Iisuse, Doamne, că ți-ai mulțit în locul nostru, Tată. Îți mulțumim pentru jertfa de la Calvar. Binecuvintează pe fratele Raj, Iisuse, Tu ești cerul. Dă-i putere, Doamne, Dumnezeule, îmbracă-L cu Duhul Tău cel Sfânt, Iisuse, Doamne. Deschide inimile, Doamne, la fiecare persoană în parte, ca cuvântul Tău să rămână adânc rădăcinat în inimile la fiecare, Doamne. Lucrează Tu, Doamne, într-un chip minunat în seara aceasta. Dorim să Te atingi, Iisuse, Doamne, de fiecare persoană, de fiecare suflet, Iisuse, Doamne. Să lași tămăduire sufletească și trupească, Doamne, peste fiecare. Fii lăudat, Tată, Fiule și Sfântului Duh, în veci de veci. Amin. Frate Raj, Domnul să te binecuvinteze, te ascultăm. Pastor Raj, it's yours. May God bless you, may God give you strength and power and anointing of the Holy Spirit and me also. Rugați pentru mine că am nevoie și pentru fratele Raj. Amin, amin. Amin. And first of all, I give thanks to the Almighty God for this beautiful time. Și în primul rând vreau să mulțumesc Atotputernicului Dumnezeu pentru acest timp frumos. And I give thanks for you because you give me the first priority to share the word of God. I know you remember last time how much time I'm here. Da, și mulțumește fratele Daniel că i-a dat prioritate mai întâi lui să împărtășească din cuvântul lui Dumnezeu înaintea fratelui Dragoș Croitorul Tom, să-l binecuvânteze. And really this is not easy after Sunday service and meet with the people, church member, pray for them and give some help for mentally, spiritually guidance. Și nu ai uitat de rândul trecut cât de greu a fost târziu și fratele Raj, deci tu pe timpul de biserică la ei și întâlnirea cu oameni și să-i ghideze rugăciune pentru ei să stea până târziu, deci știi că și mulțumește. But I'm happy to hear today. Dar mă bucur să fiu aici astăzi. And today I have a very beautiful topic. Și astăzi am un subiect foarte frumos. Who is God like the God of forgiveness? Cine este Dumnezeu ca tine? And this is the scripture at the front of the screen. Și aici este versetul care este pus în fața ochilor noștri. Zicea că lucrează la ceva mai nou, Domnul să-l binecuvânteze. And I try to learn few things because I try to easy to help the people, they understand to me easily, they remember the scriptures. Da, și caut și el modalități noi ca să poată să fie ușor pentru oameni să aibă versetul înaintea ochilor cei care citesc engleză și eu voi citi în limba română. Deci, and the book of Micah, chapter 7 and verse 18. Ia, de la Micah 7 și versetul 18. Care Dumnezeu este ca tine, care ierți nelegiuirea și treci cu vederea păcatele rămășiții moștenirii tale? El nu-și ține mânia pe vecie, ci îi place îndurarea. Aleluia! In English? Okay. Who is a God like you, pardoning iniquity and passing over the transgressions of the remnants of his heritage? He does not retain his anger forever, because he delights in mercy. Praise God. And we give thanks to the Almighty God and through his grace and he saved my life and today I'm here. Și mulțumim Atotputernicului Dumnezeu că și prin harul lui și viața lui a fost salvată și de ce este aici și viața mea. And when I see this, when I saw the scripture inside in the Bible. Și când am văzut acest verset în Biblie. And this is the meaning of the name of Micah. Și ne uităm la însemnătatea numelui Micah. And its meaning of the name, who is a God like? So cine este ca Dumnezeu? You know, when we are talking about who is a God like you, we did not have a word to describe for his power, his grace.
ce înseamnă asta? Cine este, care Dumnezeu este ca tine? Ceea ce înseamnă că nu avem nici cuvinte să descriem puterea lui sau harul lui sau Sometimes we did not have enough word to describe him. Câteodată nu avem destule cuvinte să putem să descriem. And I talking about myself, I'm speechless when I talking I describe his. Ia, și despre el însuși vorbește și noi la fel, deci rămânem fără cuvinte când este vorba să descriem pe Dumnezeul Atotputernic, aleluia. You are not giving comparison with others to him. Nu putem să-l comparăm pe Dumnezeu cu alții. You know, we did not have a proper vocabulary to explain to him. Deci nu avem niciun vocabular cum trebuie să putem să explicăm pe Dumnezeu. And sometimes we have not enough word. Și nu avem poate că nici cuvinte de ajuns. And the Mica, he know and he prophesied and he saw when we read in the first chapters. Și Mica este acela care o prorocit și știm, deci citind în primele versete, din primele capitole. And when we read in the book of Mica, the seventh chapter, verse 1 and 2, he know for the situation, for the place of there. Și vedem, deci în Mica, capitolul 7 și versetul 1 și 2, deci vedea situația care era acolo. And why he need to write for the scripture inside in the Bible? Și oare de ce trebuia să scrie aceste versete în Biblie? And why he started? Și de ce a început așa? Who is a God like you? Cine este un Dumnezeu ca tine? Because he know the other God they are worshipping. And what is the difference of God? El cunoștea că erau alți Dumnezei cărora oamenii se închinau și care era diferența între ei și adevăratul Dumnezeu. Or I'm saying this is a beautiful question. Și zic, este o întrebare foarte frumoasă. And I try to explain who is a God like you. Și voi încerca să explic fraza aceasta. Care alt Dumnezeu este ca tine? When I saw my life, 1992. Și al când Domnul o chemat în 1992. And after I accepted Jesus as a personal savior and my back in the Hindu the problems in the family and struggling in spiritually, emotionally and mentally very distraught. Deci, momentul când Dumnezeu a intervenit în viața lor și li s-a descoperit, veneau dintre hinduși și erau atât de conturbați, atât fizic, spiritual, mental, problemele care îi treceau în viața lor. And under my life in sin. Și avea viața, bineînțeles, în păcat. And nobody ready to forgive my sin. Și nimeni nu putea să ierte păcatele. Just worshiping what in my mind, worshiping the trees and everything. Ceea ce era în mintea lor de hinduși, închinarea la copaci, la toate minunile care există acolo. And when I'm talking about who is the God like you, that means he is the creator. Și când vorbim fraza aceasta, care alt Dumnezeu este ca tine, deci ne dăm seama că El este Creatorul. He created sky. Cel care a creat cerul. He created moon and sun and stars. Care a creat soarele și luna și stelele. He created ocean. A creat oceanele. He created birds. A creat păsărelele. He created every creature on earth. Și a creat fiecare creatură pe pământ. He created every creature inside in the water. Și a creat orice creatură care este în ape. He created the wind for us. Și a creat și vântul. He created for us. Și ne-a creat și pe noi. Who is a God like you? He created for everything and without sky, any pillar, there stand in ears and ears as well. Și este un Dumnezeu care a creat toate lucrurile și vedem că și cerul care nu are nici stâlp și stă acolo de-a lungul
miilor de ani. And he have the perfect plan for me, for you, for us. Și el are un plan perfect pentru mine, pentru tine și pentru noi. Because he love us and he know how we come to close to him. We are preparing so many things to how to remove the sin in our life. Pentru că el ne iubește și este acela care a lucrat și a pregătit toate lucrurile pentru mine, pentru tine, să ne curățească, să ne spele de păcate. We are trying so many things in our lives. Și noi încercăm atâtea lucruri în viața but noastră. We are not receiving forgiveness. Dar nu am putut să fim iertați. We are not receiving peace in our life. Și nu am primit pace în viața noastră. And who is a God like you? Și cine altul este un Dumnezeu ca și tine? He chose us. El este cel care ne-a ales. He saved our life. Și ne-a salvat viețile. He allowed to us, we are testify his name to different part of the world, the different language. Și el odată ne-a rânduit ca să mărturisim cuvântul lui în diferite părți ale lumii, la diferite limbi. Before we are accepted Jesus Christ, we have a different style for forgiveness of our sin. Înainte de a accepta pe Domnul Iisus Hristos, a fost un diferit stil de a ne ierta păcatele sau gândire. And many more people in the world, they have a different way, different worshiping, different style, they forgive their sins. Și toți oamenii în lume au diferite stiluri în care, știu eu, se închină și cred că păcatele sunt iertate. And in the New Testament we see that Jesus Christ as a lamb. Și ne uităm în Noul Testament, Domnul Iisus Hristos fiind reprezentat ca și mielul de jertfă. And the book of John, he very beautifully to explain about the Jesus Christ. Și în cartea lui Ioan vedem că este explicat destul de frumos despre Domnul Iisus Hristos. And try to explain more. Și voi încerca să explic un pic mai mult. Because this is very important for us. We need to know about him. Și este foarte important pentru noi că noi trebuie să știm cine este el. And when we know for these things, then this is more clear for us. Și când cunoaștem aceste lucruri, acestea ne vor deveni cu mai multă claritate. And today we need to praise to him and we need to glorify his mighty name. Și noi astăzi trebuie să-l laudăm pe el și să glorificăm numele lui atotputernic. And when we are read for this scripture. Și când citim acest verset, it does not need retain his anger for ever. Care nu care okay, deci un pic la mine traducerea este diferită, deci care trece cu vederea păcatele noastre și nu ține mânia pe vecie. Yes, îi place durarea. Because he delighting in sanctified love. Pentru că, ok, deci care Dumnezeu este ca tine, care ierți nelegiuirea și treci cu vederea păcatele rămășiții moștenirii tale. El nu își ține mânia pe vecie, ci îi place îndurarea. And now we see the book of once scripture we read in the Old Testament. Și ne vom mai uita la un alt verset în Vechiul Testament. And the book of Leviticus. Leviticus? Okay, deci cartea Levitic. Yes. Okay. And now you can read in the scripture, please. Leviticus, what? Can you give me that place, Leviticus? Chapter 16. 16. Leviticus 16. Levitic. 16. In verse 22. Și verset 22. 16 cu 22. 22. Țapul acela va duce asupra lui toate fără de legile lor într-un pământ pustit, în pustiu să-i dea drumul. The goat shall bear on itself all their iniquities to an inhabited land, and he shall release the goat in the wilderness. Now you see here, he talking about a goat.
Și vedem despre acest țap de ispășire. And when I'm talking about, we are talking about always we see inside in the Bible, and Bible always introduced to us the New Testament, Jesus Christ is the Lamb. Și vedem, ne uităm totdeauna la versetele din Biblie și nou Vechiul Testament, cum vorbește, dar vedem că Vechiul Testament se referă sau ne duce în Noul Testament la Domnul Iisus Hristos. And now, when we see in the Bible, the people, they took their hands on the goat. Și știm, deci, din Vechiul Testament, cum puneau mâinile pe acest țap. Because they believe when we are put their hands on the goat and we confess our sin and after that they release the goat. Ia, deci mărturisindu-și păcatele, punând mâinile peste acest țap ispășitor și prin acestea le se iertau păcatele. He not talking about it. Pardon me? He did not talk he not about talking, it. Yeah, he not talking about a sheep, but he talking about a goat, and God represent to Jesus Christ. Și deci nu vorbea despre oaie în cazul acesta, ci vorbea despre un țap. Și acest țap ispășitor a fost și el, Domnul Iisus Hristos. Now you can read again for me, please. Okay, voi reciti în engleză. The goat shall bear on itself all their iniquities to an uninhabited land. Now he is not stay in one place and he released to him, okay, you can go. Deci vedem că acest țap nu trebuia lăsat acolo să stea pe loc, ci trebuia să fie îndepărtat într-un loc. And just I give attention, just to try to understand to my story. He released God and God reached in Jerusalem, in Nazareth, and he took on our sin and he reached in the Golgotha. Deci să încercăm să înțelegem un pic ce vrea, cum vrea să ne zică. Deci eu da voie acestui țap ispășitor să plece într-un loc pustiu, o ajuns acolo în Ierusalim și acesta a ajuns la Golgota să ia păcatele noastre. If you understand to me, you give glory and honor to Almighty. Și dacă îl înțelegem, să-i dăm glorie a Totputernicului Dumnezeu cu toată. And they are released to him in forest. Deci, but he reached in another place. Yeah, deci i-a dat drumul să plece în pustiu. Deci în Biblia lor așa scrie, în pădure. And now in this time, in that time, they don't have any option how they accepted their sin, but they don't know what they do for the next, and that they choose a goat. Ia, și pe vremea aceea, deci când își mărturiseau păcatele, nu era altceva ce să ceară, ci doar le punea peste acest țap ispășitor. And they are decided a day and then they come and they lay hand there on the goat like that you see in the picture. Și în ziua în care era decis, se făceau exact cum vedem în această poză. Deci, punea mâinile peste. They are not use the fingers, one finger or two fingers, but they use their both hands. Ia, deci nu punea doar un deget sau două, ci amândouă mâinile împreună le puneau pe țap. And they confess. Și mărturiseau păcatele. Okay, now you can read please again, 22. Și voi reciti din nou, deci că el așa vrea ca să luăm pe segmente. So, the goat shall bear on itself all their iniquities to an uninhabited land, and he shall release the goat in the wilderness. Now we go in wilderness. Da, deci se meargă în pustiu, pământ pustiu. Why he allowed to him to go for this kind of place? We know any humans also there. Și de ce i s-a spus să-i dea drumul acest țap să meargă într-un loc pustiu unde nu erau oameni? You know, when you read in the second, the first line, in the God shall be bear itself all their sin to a sorry land. That means what kind of things about your brain when he used this word? Și când citim în primele două rânduri, ce lucruri vin în mintea noastră? Țapul acela va duce asupra lui toate fără de legile lor într-un pământ pustiu. And when he put their hands and confessed their sin and released God,
Deci așa, and just deci... imagine how he feel to have in us, or he relax, or he feel, okay, now I'm free. No, he's not a free, we give the sin to him. Ia, și acest țap, deci după ce oamenii își mărturiseau păcatele peste acest țap și dădea drumul, oare el era liber? Nu era liber, el era împovărat practic cu păcatele care erau mărturisite acolo asupra lui și el ducea păcatele în pustiu. And this goat is convert. Și acest țap ispășitor devenise mai târziu. And just to imagine how many goats and yearly they release, and how many people, and how many goats. Și să ne gândim, să ne imaginăm un pic de-a lungul anilor, câți țapi ispășitori trebuia să le dea drumul în pustiu și cu câte păcate mărturisite. And they release to him. Și dădea voie să plece în pustiu. But this is not enough. Dar nu era de ajuns. This is not enough for us to meet with God. Nu era de ajuns pentru noi ca să putem să ajungem față în față cu Dumnezeu sau să ajungem. And this is the process to every year. Și acesta era procesul care se repeta în fiecare an. And this is not enough. Dar nu era totuși de ajuns. And many things we did on earth, but this is not enough for us. We are saying, okay, I'm a Christian, enough. No. You need to start praying. Și multe lucruri care facem și noi pe pământ și nu este de ajuns. Zicem, oh, suntem creștini. Da, dar nu este de ajuns. Noi trebuie să ne și rugăm. You have if the birth in Christian family, praise God, but this is not enough. Dacă ești născut într-o familie de creștini, slăviți să fie Domnul, dar nu este de ajuns. You got the baptism and you are very happy. This is not enough. You need to more step on. Și dacă poate ajuns să iei botezul, e bun, slavă Domnului, dar nu este de ajuns, trebuie să faci mai mulți pași. God trusts on you, that's why you have a birth in Christian family. Ia, Dumnezeu a rânduit ca tu să te naști într-o familie de creștini. And God have a desire for through your life, that's why you birth in a pastor's family. Și Dumnezeu dorește să lucreze prin viața ta. De ce orândui să te naști într-o familie de păstori? Now, no more people in the world, they are using, they took the goat and they lay hand on the goat and they release the goat, no. Și acum nu se mai practică, deci țapul ispășitor, când oamenii să-și mântuiască păcatele și să le depărteze în pustiu. Nu se mai practică lucrurile acestea. Just to imagine he is wilderness. Și să ne imaginăm acolo, deci acel pustiu. And he is not alone in the wilderness. Să nu fie singur acolo în pustiu. He is not fight with any other animals. Nu are cu nimeni cu cine să se lupte. And nobody help to him. Și nimeni nu îl ajută. In the wilderness. Acolo în pustiu. No other humans there. Nu mai sunt alte ființe acolo. Surrounding area, the many lions, many bear. Poate că multe ne împrejurim, poate lei și urși și știu eu ce ar mai fi pe acolo. He run and run and run. Și el fugea și fugea mai departe. I don't know he eat anything else or not, but I know very well, he always try to save his life. Nu știu ce mânca, ce nu mânca, dar un lucru știu foarte clar, poate căuta să-și salveze viața. He always try to save his life, but he struggled. Poate căuta să salveze viața și în felul acesta se chinuia. You know why he need to struggle? De ce oare trebuia să se chinuie? Because the goat is represent to life of Jesus Christ. Pentru că acest țap ispășitor reprezenta viața Domnului Iisus Hristos. He presents his life. Viața lui reprezenta viața lui care avea să sufere. He show the life of Jesus Christ. He is walk in the wilderness. Și reprezenta viața Domnului Iisus Hristos care avea să umble prin acest pustiu. And when he is in a wilderness and nobody understand why he is in there. Și când a fost și el în pustiu dus acolo, nimeni nu înțelegea de ce a fost el dus acolo în pustiu.
People and now in the human also they did not understand about the Jesus Christ. Și oamenii nici acum nu înțeleg ce a făcut Domnul Iisus Hristos. You are very happy you are having birth in Christian family. Poate te bucuri că ești născut în familie de creștini. But this is not enough, my brothers and sisters in Christ. Nu este de ajuns, frații mei și surorile mele dragi în Hristos. We always to remember the suffering of Jesus Christ. Totdeauna să ne aducem aminte de suferințele Domnului Iisus Hristos. Nobody like him on earth. Nimănui nu i-a plăcut de el pe pământ. Nobody like him inside in the water. Și nimeni nu i-a plăcut de el în apă. He ready to forgive me, forgive you, forgive us. Și nimeni n-a fost ca el care să fie gata să ne ierte pe mine, pe tine, pe noi. And we need to understand and we need to give value. Și noi trebuie să înțelegem și să dăm valoare. And many times we are not give value for his crucifixion. Pentru că de multe ori noi nu dăm valoarea cuvenită răstignirii lui. Sometimes when you drink alcohol or smoking, that means you not understand his crucifixion, his death. Și adeseori când tu stai acolo și bei sau fumezi, înseamnă că tu nu înțelegi suferințele lui și moartea Domnului Iisus Hristos la cruce. You not give value him. You don't give value to his name? Yeah. Yeah, deci nu-i valorifici numele lui sau valoarea cuvenită. And now we see the scripture, one more scripture inside the book of Isaiah. Și ne vom uita la un alt verset din Isaia. Chapter 53, verse 10 to 12. Isaia 53, de la 10 la 12. Domnul a găsit cu cale să-l zdrobească prin suferință, dar după ce își va da viața ca jertfă pentru păcat, va vedea o sămânță de urmași, va trăi multe zile și lucrarea Domnului va propăși în mâinile lui. Aleluia. Va vedea rodul muncii sufletului lui și se va înviora. Prin cunoștința lui, robul meu cel neprihănit va pune pe mulți oameni într-o stare după voia lui Dumnezeu și va lua asupra lui povara nelegiuirilor lor. Aleluia. Yet it pleased the Lord to bruise him. He has put him to grief. When you make his soul an offering for sin, he shall see his seed, he shall prolong his days, and the pleasure of the Lord shall prosper in his hand. He shall see the labor of his soul and be satisfied. By his knowledge, my righteous servant shall justify many, for he shall bear their iniquities. Now you can read again for the verse 10. Și voi reciti versetul 10, așa stilul lui mai încet, să putem să-l înțelegem. Yet it pleased the Lord to bruise him. He has put him to grief. When you make his soul an offering for sin. Now you can see here, he offered his life for sin. He is a king of kings. Deci vedem, prima parte, Domnul a găsit cu cale să-l zdrobească prin suferință, dar după ce își va da viața ca jertfă pentru păcat, deci vedem, deci Domnul a găduit ca el să-și dea viața pentru fără de lege, pentru păcat. And this is the words he helps us to understand his value. Și acest verset ne face să înțelegem valoarea și importanța lui. And which people, they don't understand his value, they are not understand his power. Cei oamenii care nu înțeleg valoarea lui, nu înțeleg nici puterea. And the word stand, he's very clearly us. Și acest verset 10 ne clarifică foarte bine. Now you can read, please. Voi continua. He shall see his seed, he shall prolong his days, and the pleasure of the Lord shall prosper in his hand. Va vedea o sămânță de urmași, va trăi multe zile și lucrarea Domnului va propăși în mâinile lui. Slăvit să fie Domnul. And verse 11. Și versetul 11, voi reciti.
He shall see the labor of his soul and be satisfied. By his knowledge, my righteous servant shall justify many, for he shall bear their iniquities. Amen. Praise the Lord. Amin. Slăviți să fie Domnul. Va vedea rodul muncii sufletului lui și se va înviora. Prin cunoștința lui, robul meu cel neprihănit va pune pe mulți oameni într-o stare după voia lui Dumnezeu și va lua asupra lui povara nelegirilor lor. Slăvi să fie Domnul. Și să mulțumim. We read few minutes ago in another book, and now the Isaiah, the prophet, he described to him. Și am citit mai înainte, în locul celălalt, acum vedem prorocul Isaia cum l-a descris. And he tried to very briefly to understand to us how the Jesus Christ, he took our sin, his own life. Și căuta să ne descrie în așa fel ca noi să înțelegem cum Domnul Iisus Hristos a luat păcatele noastre asupra vieții lui. And he took hold of the burden his own. Și a luat poverile noastre asupra lui. Not for today, nu aceste but 22 doar, years back. Nu doar de astăzi sau de 2 ani în urmă. But he already did through the God. Ci a făcut toate acestea și de atunci, de pe vremea țapului. And we see the many people they are using when they make pictures, they just make a ship. Și vedem că unii care fac anumite poze fac acolo ca o oaie. Because they don't read for these scriptures. Și pentru că nu au citit la acest verset, era vorba de țapul ispășitor. And I find for this scripture with the lay hand on the goat. Da, și-o găsit acest verset unde se vedea clar că puneau mâinile peste acest țap. And the Jesus Christ and the Isaia, and they all are to the Isaia, he described about him and he prophesied, he saw something different. Da, și vedem Isaia care a fost proroc, el o profețit ceva în viitor, ceva diferit ce avea să se întâmple. And the verse 11 he did. When he did and he took over all the sin his own life. And the verse 12, he helped us how God is give more blessing or more glorious place to his life. Ia, și în versetul 11 am văzut toate aceste lucruri și în versetul 12, deci vedem cum Dumnezeu i-a făcut să fie mai strălucitor sau o viață mai glorioasă pentru ceea ce a făcut pentru noi. Do I read? Well? Yeah, that well. Okay. De aceea îi voi da partea lui la un loc cu cei mari și va împărți prada cu cei puternici, pentru că s-a dat pe sine însuși la moarte și a fost pus în numărul celor fără de lege, pentru că a purtat păcatele multora și s-a rugat pentru cei vinovați. Therefore, I will divide him a portion with the great, and he shall... Okay, done. Okay, deci now, which portion God give to him? Divine portion. Deci ce porție i-a dat lui? Deci porția cu cei mari. Therefore, I will allot him a portion with the great. Deci o porție cu cei mari. If you have a desire, you also have received the great portion. You need to obey the word of God. Și tu dacă ai dorința să primești și tu acolo partea ta la un loc cu cei mari și tu trebuie să asculți de Dumnezeu. A wife, she need a great portion, she need to obey her husband. Sau o soție, dacă dorește să aibă partea cu cei mari, trebuie să asculte de soțul ei. Children, they need a great portion of their life, they need to obey their parents. Și la fel copiii, dacă vor și ei o porție cu cei mari, trebuie să asculte de părinții. A church, they need a great portion of their life in heaven. They need to obey the pastor and they need to obey the word of God also. Și biserica, dacă doresc acea porție cu cei mari și cu cei puternici în împărăția lui Dumnezeu, trebuie să asculte de pastor, de lucrător și cuvântul lui Dumnezeu. Jesus Christ, he did. Iisus Hristos a făcut. That's why the Father in heaven, he ready to give a great portion. De aceea Tatăl din ceruri a fost gata să-i dea un loc cu cei mari și cu cei puternici. Aleluia.
Now you read in the second line, please. Și rândul a doilea, ok, and he shall divide the spoil with the strong. Și va and împărți. He will divide the body with the strong. Yeah, și va împărți prada cu cei puternici. And now he offered his body. And we see some pictures, and we are remembered the 39 times they are beating. And how is the back? Asta se aducem aminte, deci trupul lui cât a fost dezdrobit, 39 de lovituri peste spatele lui, cum arăta? And few minutes ago I'm talking about the goat. And when they released to him the wilderness, they are forest inside. And I'm saying they have the big animals. And they are jump, they run, and they try to fight him. And he break his every single part of his body. Și mai înainte când descria despre acest țap spășitor care l-a trimis în pustiu, cu multe animale, poate căutau acolo să-l zdrobească și săreau peste el și poate căutau să distrugă trupul, să-l dezmembreze. Nobody help him. Și the nimeni goat. Nu putea să-l ajute, n-avea cine. In the book of Isaiah, he explained about Jesus Christ, he nobody help him too. Și cartea lui Isaia de asemenea mărturisea și spune, prorocul vedea că nimeni nu putea să-l ajute pe Domnul Iisus Hristos. One time when they beat to him, 100 gram skin out for his body. Și scrie istoria că deci de fiecare lovitură când îl lovea cu acel zbici, câte 100 grame, 100 de grame de carne, piele de acolo se smulgea din trupul Domnului Iisus Hristos. 39 times. 39 de ori lovituri. And how much skin is out for his body? Câtă piele a fost smulsă cu carne, cu sânge, cu and tot how much totului. Blood come on earth? Cât sânge a curs pe pământ? Because he took our burden, his own body, and his father liked to these things. Și pentru că și el a luat povarele noastre și păcatele noastre asupra lui și Domnul a îngăduit lucrul acesta. And now you can read another line, please. Okay, because he poured out his soul into death. Nobody forced me to kill to him. This is his will. And he really here, you can see, you just imagine his will to give his life for death. We are not give our life to death, for the death. Yeah, deci el însuși a dat viața lui de bună voie să moară la cruce. Nimeni nu l-a forțat. El însuși, oare noi ce facem? Ne-am dat noi viața așa pentru cineva? Noi nu ne-am dat viața. And how much he feel or how much think about him. He give his life to that. We are not give our life for ministry. We are not give our life for the kingdom of God. We are not surrender our children for the ministry also. Și să ne gândim un pic, el și-o dat viața pentru noi păcătoși. Noi nu ne încredințăm viețile sau ne predăm în slujba Domnului, lucrarea lui Dumnezeu. Sau nu ne credințăm copiii în lucrarea lui Dumnezeu. We just enjoy the time on earth. Noi doar ne bucurăm de viața asta pe pământ. He gave us one life. El ne-a dat o singură viață. Not for enjoy. Nu ca să ne bucurăm în felul destrăbălării lumii acesteia. No, birth in Christian family, start to obey him. Dacă ești născut în familie de creștini, începi să asculți de el. Birth in pastor's family, start to obey his word. Ești născut într-o familie de păstori, începi să asculți cuvântul lui. Now the next line is a prophecy for future about Jesus Christ. Okay, și următorul rând, he has numbered with the transgressors. This one? Now, you can remember when the Jesus Christ deci, on the cross, and everyone say, oh, he is him. Deci când a fost pus în numul celor fără de lege, deci el când a fost pus pe cruce acolo, a fost pus într-un rând cu cei păcătoși, celor fără de lege. Yet he himself born in the sin of many. Ia și el a purtat fără de legile multora.
And everyone, they look to him on the cross and say, oh, he is a sinner, he is a thief, he is a this, and he is a that. Și poate l-au judecat unii, oh, zice, asta într-un rând cu păcătoși, oh, e un păcătos, oh, ce-a făcut? De aia moare. But he fulfilled the plan of his father on earth. Dar el împlinea planul tatălui din cerul, el împlinea planul pe pământ. No more God on earth. Și nu mai era nevoie de țapi. There is that time they have the particular time they do these things. They did these things. Ce a fost un timp anume când făceau lucrurile acestea, deci cu țapii sfârșitori. And I believe it, you are understand to me what I'm telling you today. Și credem că înțelegem ce vrea să ne zică. And I hope so. Cred, nădăjduiesc. If you understand to me or if you're listening to me, you can share this live video to other groups, please. Și dacă înțelegem și sunteți aici, mai distribuiți în alte grupuri. Este o temă nouă, nu l-am auzit niciodată de 8 ani de zile predicând asta și un pic e cam greu și pentru mine. It's something new, I never heard you in 8 years preaching this, so it's kind of new for me too, but help me, Lord. And this is very important as a children of God, we need to understand his plan. Și este foarte important pentru noi ca și copii al lui Dumnezeu, noi trebuie să înțelegem planul lui. Okay, we can try to see another scripture. Și vom căuta să ne uităm la un alt verset. In the book of Matthew. Cartea Matei. Chapter 8. 8. And verse 17. Versetul 17, 17. Yeah, and now the Matthew he declare, he prophesied, he Isaiah he did. Vedem că Matei declară în acest verset prorocia lui Isaia. Isus a văzut multe noroade. Matthew, oh, okay, Matthew 7:18. Yes, I was reading 8. Matthew 7:18 în cer iertare. Matthew chapter 8 verse 17. Cere tare să fie obosită. Ca să se împlinească ce fusese vestit prin prorocul Isaia, care zice, el a luat asupra lui neputințele noastre și a purtat bolile noastre. Then it might be fulfilled which was spoken by Isaiah the prophet, saying, he himself took our infirmities and bore our sicknesses. We are believing Christ and we have under the sickness also now. Dar noi totuși credem în Hristos și suferim de multe suferințe. When they lay hand on the goat, that means they are everything they are speak over him. Și atunci, pe vremea aceea, când ei își puneau mâinile peste țap, mărturiseau păcatele și bolile oamenilor le transferau asupra țapului. And now we give everything to Jesus Christ. Și noi acum dăm toate lucrurile Domnului Iisus Hristos. And he read, he see the book of Matthew chapter 11 and verse 28 and 29, he said to us, come to me, I will give you rest. Și în Matei 11 și Matei 11, 28 și 29 zice, veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu voi da odihnă sufletelor voastre. You know, every year they use the goat, but the God has changed the plan. Pe vremea aceea când foloseau în fiecare an câte un țap, Dumnezeu a schimbat planul. And we read in the book of Hebrew. Și vom citi din cartea Evrei. Chapter 9. Evrei 9. Verse 28. 9:28. Yes. Tot așa Hristos, după ce s-a adus jertfă o singură dată, ca să poarte păcatele multora, se va arăta a doua oară, nu în vederea păcatului, ca să aducă mântuirea celor ce l-așteaptă. So Christ was offered once to bear the sins of many. To those who eagerly wait for him, he will appear a second time, apart from sin, for salvation. Hallelujah. Someone said, glory to God. Puteți să spunem glory lui Dumnezeu. We saw to him. Și noi l-am văzut. He bore the whole world the sin is on.
și a luat asupra lui toate păcatele. But the second time when we saw to him, we see to him. Dar a doua oară când va veni și îl vom vedea, vom vedea în vederea mântuirii. He offers. So Christ also having been offered once to bear the sin of many. Yeah, deci după ce a adus o jertfă o singură dată ca să poarte păcatele multora. Will appear a second time for salvation without transformed to sin. Deci se va arăta a doua oară, nu în vederea păcatului, ci ca să aducă mântuirea celor ce îl așteaptă. I'm saying the first generation, they saw him with sinful. And the second generation, when he sees to him without sin, that means he changed his face, he changed, he have the crown, is not a crown, the bad, like that picture you see here, with the nail. Deci cei atunci care l-au văzut pe Domnul Iisus Hristos va fi diferit de cei care îl vom vedea când va apărea. El nu va mai apărea cu cununul de spin pe cap cum a apărut atunci. You know, this is not easy. Știți, nu este ușor. This is very hard. Or having process carry the cross and he crucified on the cross. Nu a fost ușor pentru Domnul Iisus Hristos să-și ducă crucea cea grea în spate și apoi să fie crucificat pe acea cruce. You know, when they lay hand on the goat and he walk, he run. Deci când în vechime își puneau mâinile, mărturisindu-și păcatele peste țap și lăsa să fugă. When we read in the Bible and when Jesus Christ he carry his cross, he is fallen one or two times. Și vedem, citim Biblia, când Domnul Iisus Hristos își căra crucea în spate, o căzut de câteva ori, Tatăl Domnului. He did not a heavy cross, but he is under the sin. And that's why he's fallen again and again. Și faptul că a căzut nu a fost atât greutatea crucii, ci greutatea păcatelor noastre apăsa asupra lui și de aceea a căzut sub povara crucii. Now we see one more scripture, please. First Peter. Și ne vom uita la un alt verset, 1 Petru. Chapter 2. First Peter 2. Yes. 24. Și 24. 1 Petru 2, 24. El a purtat păcatele noastre în trupul său pe lemn, pentru ca noi, fiind morți față de păcate, să trăim pentru neprihănire. Prin rănile lui ați fost vindecați. Who himself bore our sins in his own body on the tree, that we, having died to sins, might live for righteousness, by whose stripes we were healed. Hallelujah. Praise the Lord. Slăvi să fie Domnul. You know, just I try to give you example now. Și va încerca să dea un exemplu pic, să înțelege. Now the people, they have the lift, they take a button and they have some material for the house and immediately they reach in the 10th floor. Acum, în zilele de astăzi, de exemplu, dacă oamenii au unele materiale și le cumpără pentru casă, se este un lift, apasă pe buton și imediat îi duce la etajul 10. But someone they give 20, 30, 40 kg on your head and he say you need to go for the steps through the tier. How you feel? Dar dacă cineva ar fi să ne pună vreo 20-30 de kilograme pe capul nostru și ar spune, oh, nu te duce cu liftul, du-te pe scări, 10 etaje, oricum ne-am simțit. First two floors you have here, and then you change the place, and then again you change. You stand, slowly, slowly you start to mold, because this is very hard for you to carry for the burden, and then you need help through someone else.
Ia, deci poate că primele două etaje am cărat-o cu povara aceea pe, sau greutatea aceea de 20-30 de kilograme pe cap. Dar după aceea poate ne-am oprit și am mutat-o pe un număr, am mutat-o pe o altă parte. Și până la urmă poate am ajunge încovoiați de greutatea poverii, pentru că ar fi atât de grea pentru noi. And Jesus Christ is died on the cross for our sin because to him, when he died on the cross and he gave his life and his death, and Bible explained to us, immediately the curtain is broken. Hallelujah. Dar Domnul Iisus Hristos a cărat asupra lui poverile păcatelor noastre și a murit pentru noi și declară acolo în Biblie că s-a rupt perdeaua din lăuntru în două. And through this curtain he held to us, we have a righteousness life on earth and we praise to him. Și prin aceasta s-a deschis drumul liber pentru noi să avem o viață neprihănită prin el ca să putem să fim plăcuți Tatălui din cer. And he made the whole the plan just for you, for me, for us. Și a făcut acest plan el pentru mine, pentru tine și pentru noi toți. And just as written in the next line, he said, through him, we are healed. Și în următorul rând scrie, și prin el suntem tămăduiți. And that's why who is a God like the God for forgiveness? De aceea, mesajul de astăzi, cine este ca Dumnezeul nostru care să ne ierte, fratelege? We need to always to remember him. Noi totdeauna trebuie să ne aducem aminte de el. We need to remember the Mica and his name, the meaning of his name also the same. Și să ne aducem aminte de Mica și de numele lui. Who is a God like you? Cine altul sau care Dumnezeu este ca tine? And I hope so. I try to explain or describe some picture because this is the first time I'm using for these things to help you to understand nicely. Și a încercat și el prima dată folosește acest program unde a putut să pună și poze și versetele să ne ajute un pic să ne tipărească în mintea noastră să înțelegem aceste lucruri și aceste adevăruri. And I give thanks to the Almighty God through his beloved son Jesus Christ, he help us, we meet with the Abba. Și vrem să-i mulțumim Domnului Iisus Hristos căci prin el ni s-a făcut trecere să ne întâlnim cu Abba, cu Tatăl nostru. And always remember your God. Și totdeauna să ne aducem aminte de Dumnezeul nostru. And always remember for the scriptures. Și să ne aducem aminte de versetele din Biblie. God continually bless you and your families. Și fie ca Dumnezeu să continue să vă binecuvânteze pe voi și familiile voastre. And Holy Spirit continually to remind you for why you are on earth. Și fie ca Duhul Sfânt să ne reamintească mereu motivul pentru care noi suntem pe pământ. And I give thanks for my brother Daniel and his entire team. Și mulțumim Domnului pentru fratele Daniel și întreaga echipă. And he allowed me to preach the gospel here and try to explain about him and his grace. Și că pentru invitația făcută să vorbească despre Evanghelie și să explice harul Domnului Iisus. And I give thanks for Sister Olga Hosen also. She's last more 8 years. She's translated to me and helped me in ministry. Thank you so much. Și vreau să mulțumesc Domnului și pentru mine că îl traduc de 8 ani de zile și Domnul să ne ajute și să ne binecuvânteze. Thank you. God bless you. Și Domnul să vă binecuvânteze. Thank you, Pastor Raj. God be with you. God bless you, Pastor Raj. Thank you for very much for this beautiful word that you give it for us. Mulțumesc foarte mult pentru cuvântul pe care Dumnezeu ți l-a împărțit. And I see something from the Matthäus. When you read from Matthäus, I see something very beautiful what you say for the Matthäus 11 with 28 beginning. Am văzut ceva din Matei 11, 28, soră, am să traduc eu direct ca să nu vă mai chinez lumea din nici dumneavoastră un pic, am să spun și în românește și în engleză. Da, 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 vă mulțumesc. Din versetul 28, în care cuvântul Domnului spune așa, veniți la mine toți cei trudiți și împovărați.
Puteți să-mi spuneți, soră, lui fratele, fratele Raj. Reading from Matthew 11, 28 and 29, the verses that you mentioned. Veniți la mine toți cei trudiți și împovărați. Nu spune în cuvântul Domnului cei care nu aveți nevoie, veniți la mine, ci toți aceia care aveți nevoie. Iubitul meu, frate și soră, dragii mei ascultători, cei care sunteți prezenți, dacă ai nevoie de Hristos, vino. Și Domnul să ne binecuvinteze pe fiecare în parte. Thank you very much, Brother Rush, and I see what you say, what you do it, you put something off to Romanian, they read what it say for this job. Thank you very much, because very much people read what you say on what English you speak and Romanian you speak. You work very much for us. Thank you for everything. And God bless you. Dumnezeu să te binecuvânteze pe tine și întreaga familie, dragul meu frate, biserica din care faci parte, îți mulțumim pentru că ce am văzut că ai pus acolo și în românește, ai pus și în românește titlul pe care astăzi Dumnezeu ți l-a pus să îl vorbești cu, spui cu noi și Domnul să-ți binecuvinteze întreaga lucrare pentru că te străduiești ca să fii cât mai bine înțeles și mulțumim Domnului pentru că El se face înțeles când într-un fel și când în altul, pentru ca noi ceilalți din jur să nu putem să spunem căci nu am înțeles. Și nimeni din cei care sunt aici prezenți pe live nu o să poată să spună că eu nu l-am înțeles pe fratele Raj. Dumnezeu mi-a vorbit, dar eu n-am înțeles pe fratele Raj ce a spus. Nu poate să spună acest lucru. Pentru că ceată căci Dumnezeu a organizat și pe cineva care să traducă ce a spus fratele Raj. Și slăvit să fie numele Domnului Iisus Hristos pentru întreaga lucrare. Frate Raj, Domnul să te binecuvânteze, îți permitem să te retragem. Good night, my brother, and thank you very much for everything. And I hope so next time to come to us when you have the time. And God bless you. God bless you, Pastor. Have a good night and see you Monday evening. See you later. Da, Domnul să te binecuvânteze, frate Mircea, Domnul să vă binecuvânteze pe fiecare în parte, frate Eugene, Domnul să te întărească, să ne mai cânți o cântare spre slava Domnului și îl lăsăm pe fratele Mircea în continuare să continue din ideea pe care fratele Raj a spus-o și a auzit-o și fratele Mircea și a urmărit desigur că da, cuvântul lui Dumnezeu și dorim ca să avem părtășie, dragii mei, în continuare. Atâta timp cât încă e deschis cerurile și Dumnezeu toarnă, trebuie să ne bucurăm, dragii mei, căci Dumnezeu trimite slujitori în mijlocul nostru pentru a ne face cât mai bine înțeles cuvântul lui care este dat prin fratele Raș, prin fratele Mircea, prin mine, prin fratele Eugen, prin sora Oltea și iată-ne pe toți împreună lucrăm în via Domnului, glorificat să fie numele. Frate Eugene, te ascultăm. Slăvit și glorificat să fie Domnul nostru. Amin. Am salut pe Domnul cu cântarea Sângele Tău. Amin, amin. Sângele Tău m-a curățit, Sângele Tău m-a mântuit, Sângele Tău viață mi-a dat, ai murit ca eu să fiu iertat. Sângele Tău m-a curățit, Sângele Tău m-a mântuit,
Sângele tău viață mi-a dat. Ai murit ca eu să fiu iertat. Îmi ridic azi mâinile, mă-nchin în fața ta, dar tu meriți să fii lăudat. Nimeni nu m-a iubit așa de mult ca să moară pentru vina mea. Îmi ridic azi mâinile, mă-nchin în fața ta, dar tu meriți să fii lăudat. Nimeni nu m-a iubit așa de mult ca să moară pentru vina mea. Sângele tău m-a curățit, sângele tău m-a mântuit, sângele tău viață mi-a dat. Ai murit ca eu să fiu iertat. Îmi ridic azi mâinile, mă-nchin în fața ta, dar tu meriți să fii lăudat. Nimeni nu m-a iubit așa de mult ca să moară pentru vina mea. Îmi ridic azi mâinile, mă-nchin în fața ta, dar tu meriți să fii lăudat. Nimeni nu m-a iubit așa de mult ca să moară pentru vina mea. Am nevoie de puterea lui Iisus. Am nevoie de dragostea lui Iisus. Tu ai nevoie de puterea lui Iisus. Tu ai nevoie de dragostea lui Iisus.